În momentul în care eu m-am mutat, într-adevăr, cartierul era cel mai frumos cartier muncitoresc, cum se spune, din București. Atunci toată lumea din cartier era venită de undeva. Nu erau oamenii cartierului. Era moda să te muți la bloc, că e mai bine la bloc. Apartamentul a fost al bunicilor din partea tatălui, primit după ce i s-a demolat casa din militari. Deci am reușit să avem un apartament în care eu și fratele meu nu mai dormeam într-o cameră de trecere ca înainte. Dar asta a însemnat pentru noi și niște probleme de adaptare, pentru că trăisem până atunci, cum se spune, în buricul târgului. La un moment dat, fratele tatălui s-a mutat și el aici în cartier. Cumva ne-am tras unii pe alții. Noi când ne-am mutat, erau blocurile astea terminate și șantier vis-a-vis. Și nu era asfaltat, era o mocirlă pleche cu mașina tot una. Erau groape aici. Fata mea a căzut în groapa care era în blocul ăsta. Îi rămăsese cizmele și a venit plângând acasă. Zice, și cizmele erau bune. Târziu a venit și ne-a asfaltat și... Mulți locuiseră la curte, cum am locuit și noi, și ne plăcea să mai facem activități, o săpare, o greblare, o plantare de pomi, de flori. Ăsta care stătea alături a pus locul. Aici, în spate. Noi am pus în față niște flori. Asta a fost un eveniment în viața mea în cartier. Momentul în care s-a deschis un cinematograf, știam care e filmul care urmează să joace peste o săptămână, peste două săptămâni. Știam și cum să pătrundem în cinematograf fără bilet. Aici, v-am zis, era centrul cartierului și venea lumea la film, unde și la film erau cozi foarte mari, că să făcea și bișniță. Eu am lucrat la unitatea foto modern favorită. Cred că între cele mai mari din țară după Revoluție am fost. Eu copilărisem lângă Cismigiu și era o glumă proastă parcul ăsta din drumul Taberei pe lângă Cismigiu. Când a reușit să devină parc, eu deja mutasem centru de interes, ca să spun așa. Aici e parcul drumul Taberei, acum 39 de ani și jumătate. Am învățat cum e cu parcul Mogheroș acum, dar îmi plăcea parcul de dinainte, nu știu, era mult mai sălbatic, într-adevăr, dar, nu știu, avea farmecul lui și chiar s-a întâmplat să fiu în ziua în care au demolat tot ce era cu mașinuțe bușitoare, buburuze din parc.
S-a dus o prietenă și a întrebat și ne-a zis că se renovează parcul și că se va închide parcul. A fost foarte, foarte așa, nu știu, trist. Nu ne așteptam. Acum nu prea văd, dar mai juca copiii fotbal. Dar pe vremea erau încă zone pe care nu se construise nimica și aveam unde să jucăm fotbal. Când am ajuns la liceu, a fost pentru prima dată când am început să mă simt cumva marginalizată că vin din drumul Taberei și că nu vin din Floreasca sau alte cartiere din astea care sunt cunoscute și au un fel de renume la nivel social. Și după primul an de facultate, i-am zis că gata, eu mă mut de acasă. Momentul în care am revenit în cartier, m-am simțit liniștită dintr-o dată. Pentru că cumva ce-mi lipsise și ceea ce cumva eu eram învățată de mică, de când ieșeam cu ai mei și pe urmă când ieșeam cu prietenii, era chestia asta de a ieși să te plimbi și de a avea unde să te plimbi. Vara asta, de exemplu, am și lucrat undeva pe Timișoara și mi se părea atât de mișto să pot să locuiesc aici, să mă duc la muncă tot aici, mai ales și acum cu pandemia și am evitat să mă duc prin toate mijloacele de transport. Aveai senzația că e un cartier care își caută identitatea. Acum pare un cartier care s-a definit, în care oamenii sunt aici deja la a doua generație, au alte relații cu cartierul.